Salutare, salutare! Mă bucur să te revăd. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect puțin sensibil și anume țipatul la copii. Știu, tu încerci să nu faci asta. Părinții tăi așa au făcut cu tine, tu vrei să fii altfel. Îți iese în mare parte a timpului, dar acum nu ai mai putut. Ai răbufnit. Ok, dar ce facem după? Dacă ar fi să aleg care este cea mai grea parte a acestui parenting de tip nou pe care generația mea încearcă să îl crească, să îl hrănească, a spune că acesta este. Să ridici tonul la copilul tău nu te face un părinte rău, dar uneori este prea mult. Ai făcut 2 ore în trafic până la serviciu, apoi 1 oră ca să ajungi la grădiniță, iar copilul ți-a răsturnat cafeaua în brațe. Evident că primul instinct nu va fi să râzi. Deci, ai țipat? Ai pierdut controlul. Acum ce faci? 1. Păi, ai țipat pentru că ești copleșit, stresat, frustrat, niciuna nu este o scuză, dar calmează-te. Sentimentele mai sus enumerate nu vor dispărea ca prin vrajă după ce ai țipat, de cele mai multe ori te vei simți chiar mai rău, poate chiar vinovat. Dacă nu reușesc să ies repede din starea în care sunt, le spun copiilor că am nevoie de 1 minut să mă calmez. Și mi-l iau. Apoi încep să mă gândesc la celelalte câteva etape. Cereți scuze. Nu contează dacă ai avut dreptate. Este vorba doar despre tine și despre cel mic. Despre tine pentru că nu vrei să te transformi în genul ăsta de om, iar despre cel mic pentru că nu vrei să fii un astfel de exemplu. Îți cer scuze pentru că nu ai știut să abordezi astfel o situație tensionată. Pentru că ai greșit. Este uman să greșești, doar dacă accepți asta și accepți că este la fel de uman să știi să spui îmi pare rău. Îmi pare foarte rău că am țipat la tine mai devreme, dar m-am supărat foarte, foarte tare pentru că tu nu m-ai ascultat. 3. Apoi explică. Ce? Tot. Adică și motivul pentru care te-ai supărat, dar și de ce este greșit să țip. Știi de ce m-am supărat pe tine? Nu știi? Pentru că atunci când mergem undeva, vreau să îi respectăm pe oameni și faptul că ei au aranjat foarte frumos masa și apoi tu te-ai murdărit, ai mers de sculță și apoi te încălțai în sândăluțe și murdăreai și sândăluțele. Acest moment te va ajuta să te întorci încet, încet la cauza inițială a problemei și să nu pierzi esența, rezolvarea problemei inițiale. Nu uita să spui cum ar fi trebuit să te comporți. Vezi, te-ai murdărit. Acum ce facem? Mergem să ne spălăm? 4. Iar acum, rezumă-te doar la problema inițială. Pune-i să te asculte și explică-le ce trebuie să îmbunătățească. Faptul că ai țipat nu te-a degrevat din drepturi decât temporar. Tot părintele ferm trebuie să fii, tot cel care va încerca toată viața să-l ține departe de probleme sau să-l ajute când totul pare fără soluție. O astfel de ieșire în decor este un moment bun să-ți aduci aminte că poate ai nevoie să petreci mai mult timp cu copiii. Fă repede un plan. Ieșiți în parc, lasă ce aveai planificat și nu uita că poate timpul pe care nu îl petreceți împreună este motivul acestor ieșiri. Când suntem mai prezenți în viața lor, copiii ne recunosc rolul de autoritate pe care îl avem. Îmi pare rău. Te iubesc. Și eu. Cam atât pentru astăzi, dragi părinți. Dacă v-a plăcut filmulețul meu, împărtășiți-l cu prietenii voștri. Iar dacă aveți întrebări, mi le puteți lăsa mai jos sau într-un mesaj privat pe Facebook. Am o curiozitate. Când v-ați cerut ultima oară scuze?